unul fratelor, asta e prea mult. Ei vor continua să ne îndepărteze. Dar ce ar trebui să facem? Da, Diana, au exagerat și cel mai important, nu-i putem liniști. Trebuie să-i facem de rușine. Trebuie să-i facem de rușine. Da, fetelor, trebuie să-i facem de rușine. Trebuie urgent să vă gândiți la ceva. Dar trebuie să-i lăsăm să ne mânjească. Diana, ce sugerezi? Le spui un cuvânt, ei spun 10. Sunt în general de nesuportat. Fetelor, trebuie să venim cu ceva ce nu pot face. Diana, nu știu să fac absolut nimic. Se întind doar pe puf, încălzesc fundul. Perdanți compleți. Nu participă la nimic și nu fac sport deloc. Asta este, fetelor nu sunt sportive și n-au făcut niciodată sport. Am o idee. Diana, care e ideea? Fetelor, yoga. Diana, nu putem face yoga singure. Fetelor, noi putem face totul, dar ei nu pot. Asta este, și atunci îi vom dezonora. Stai, Diana, o să facem yoga singure. De ce suntem noi înșine? Avem basketbaliști și o vor face cu băieții lor. Atât de distracție. Pur și simplu nu o pot face. Fetelor, trebuie să învingem. Mastea, nu avem iubiți, așa că voi fi cu tine. La naiba, Lealea, ca întotdeauna. Mastea, crede-mă, vom face tot împreună, eu sunt foarte flexibilă. Ei bine, fetelor, să mergem la basketbalist, sper că sunt de acord. Lasă-i să încerce să refuze. Pui, pute atât de rău. După fotbaliști mereu miroase atât de urât. Și ce fac eu la antrenament? Nu fac nimic, probabil că nu-și spală nici uniformele. Fui! Păi, Brovasti, ștergi uniforma. Bună, fetelor. Ce imediat, Brovasti, pute atât de urât de la fotbaliști. Bine, băieți, nu trebuie să dați vina pe fotbaliști pentru tot. Trebuie doar să vă spălați uniforma mai des. Ne-ți plăc o stat uniformele și, în general, fetelor, ce ați uitat în vestiarul nostru? Băieți, mai întâi promiteți-ne că veți fi de acord. Suntem de acord. Grozav, pe scurt, trebuie să-i despărțim pe cei de aici. Rușine! Atâta rușine! Nu e interesant să faci de rușine. Ne-am gândit să ne chemați la un restaurant. Ei bine, sau la club să dansăm. Pe scurt, băieți, nu veți regreta că ați fost de acord. Vom face yoga cu voi în perechi. Suntem pentru asta. Asta e grozav. Așa că faceți o încălzire. Și o să-i numim pe acești luzeri. Lasă-i să încerce să refuze. Oh, yoga în cuplu e cool. Să arătăm cât de flexibili suntem. Oh, Marușca, azi am mâncat atât de bune găluște cu cireșe. La naiba, Iulia, nu trebuie să te lauzi. Aici toată lumea vrea să mănânce. Oh, SMS majoretă, la ne-au trimis SMS, uite. Ah, și am primit un mesaj. Și eu. Și am primit un mesaj. Care? Ce scriu ei? Sunt nebun. Ei ne oferă ceva. Yoga? Băieți, wow, ce tare! Nu, băieți, nu mă duc, nu am pereche. Înțelegi de ce suntem chemați la yoga? Asta după ce le facem de rușine. Probabil că vor să dea un răspuns. Ei bine, yoga nu e pentru mine. Băieți, ce faceți? Înțelegeți, dacă nu mergem, ei o să râdă de noi. Asta vor ei. Da, și vor crede că ne este frică în gheni. Știți ce? Cred că vom fi de acord. Majoritatea astea m-au supărat atât de mult în ultima vreme, mai ales Diana și Iana. Eu și Costi îi vom oferi o astfel de piramidă. Știi ce? Patrick a venit aici. Acum vor arăta ce putem face. Gigi, chiar poți face ceva. Eu pot, gândește-te doar la ceea ce e dificil. Ei bine, nu știu. Gigi, yoga nu e doar poziția lotusului. Gigi, sunt multe impostaze în yoga, uite aici. Pe scurt, băieți, uite, le vom sfărâma complet. Le vom călca în picioare pe podea. O să-i călcăm în picioare. Gigi, haide să mergem. Atât, hai să ne grăbim. La naiba, sunt îngrijorată de ceva, nu răspunde mult timp. Ei bine, poate că au citit SMS-urile. Băi, Diana, nu-ți face griji. Dacă nu vin aici, coborâm și îi aducem noi înșine. Fetelor, luați-o mai ușor, vor veni. Știu că dacă nu vin, atunci cine îi vor considera că sunt? Îmi vin și... Ați venit? Ne bucurăm că vă vedem aici. Bine ați venit. Nu știam că ești atât de curajos. Și vom avea yoga astăzi. Yoga, yoga. Ascultați, băieți, nu ne este frică de yoga. Da, am mâncat găluște cu cireș, așa că nu mi-e frică de yoga deloc. Patrick, ești gata? Sunt întotdeauna gata. Vino aici. Ei bine, băieți, noi suntem majorete. Și jucătorii? Pot să vă arătăm sarcinile și va trebui să le repetați. Și cei care nu pot face față? Învinsule! Noi suntem gata. Vă vom arăta noi yoga. Găluștele mele mă vor salva. Și așa, băieți, prima poziție în yoga. Să începem cu cea ușoară.
Băieți, uite, sunt ca vacile, nu vor reuși nimic să facă. Vă uitați! Iana, hai mai repede, că asta mi-e greu. Ai răbdare, trebuie să-i învingem pe acești ratați. Nasia, nu-mi rupi spatele, ești grea. Ele, calmează-te, sunt ușoară. Wow, au făcut-o! Nu contează, ce putem face și noi. Ei bine, am reușit, acum e rândul tău. Ne descurcăm, Marușca și Artiom. Artiom, mâna, hai că ne descurcăm. Da. Gigi și Patrick se descurcă la fel. Dima, ne putem descurca? Da, ușor. Să mergem. Ei bine, băieți, vă dorim toate cele bune. Da, baftă. Brovasti vor eșua. Astea deja îmi pare rău pentru ei. Ei bine, uită-te la ei, ei și Yoga. Artiom, doar nu mă dezamăgești. Nu te mai dezamăgi. Artiom, cel mai principal, Barbie sus. Iulia, voi face totul. Sper. Gigi, urcă mai repede. Ia urc, Patrick. Iana, ia uite, primul cuplu cu un eșec. Bate palma. Da, asta e un eșec total. Dima, fă o frumoasă. Oh, totul va fi bine. Ascultă, Patrick, din cauza ta am căzut. Gigi, din cauza ta ai căzut. Ai pus mâinile greșit pe coloana mea vertebrală. Eu am făcut totul bine, nu ca și tine. Nu e așa. Oprește-te, oprește-te. Mișcarea deoparte, trei cupluri au reușit. Bine făcut. Și așa, a doua sarcină. Artiom, vom face și a doua. Bine făcut. Artiom, ești grozav, tu ai făcut-o. Dima, o să vezi, facem pe toate. Bineînțeles că vom face. Și astfel, a doua poziție se numește poziția struțului. Artiom, este foarte ușor, te voi sprijini. Excelent, Marușca. Artiom, nu vom rata această sarcină. Promit că nu. Doar încearcă să dai eșec. Dima, o face bine. Sigur. E bine, asta e. Păi, ieți, asta nu-i poziție de struț. Este o poză de eșec. Asta e un eșec total. Nu, băieți, nici fetele nu au prezentat clasa. Nasol. Ce în următoarea poză? Cerem! Și acum, a treia poziție pe scaun. Sper să nu o pierzi. Da, lejeritate. Nu te cer, Patrick, e ușor. Băieți, uitați-vă, au făcut totul. Suntem puterea. Ei bine, acum exercițiile sunt mai dificile. Ei, și acum poza triunghiului. La naiba, Artiom, nu vom face asta, e noi greu. Noi vom face. La naiba, Artiom, vom eșua aceasta. Nu, nu vom pierde. Patrick, dacă eșuăm, acum vai de capul tău. Gigi, fă tu cel mai important. Voi face. Ei bine, băieți, haide. Începeți sarcinile. Fetele, cu siguranță vor eșua acesta. Mi-a plăcut atât de mult Yoga, dar ție și eu. Artiom, nu mă dezamăgi. Nu mai dăm greș. Artiom, ai văzut? Iulia, nu-ți face griji, tot se va rezolva. Sper. Ridică. Nu pot. Hai, Patrick, hai. E bine, am încercat. Amici, sunteți varză la yoga. Pentru că nu faceți sport. Da, suntem sportivi. Suntem majorete din plastic. Să luăm următoarea. Ei, și a
astfel, băieți, următoarea poză este poza pătrat. Dacă nu vă descurcați cu această ipostază, atunci sunteți... Pătrat? Nu-ți face griji, Costea, vom reuși. Pătrat? Pătrat? Dacă nu ar reuși... Uite, ei nu o pot face singuri. Oh, covorașele sunt prea dure pentru această poză. Diana, pe parcurs am eșuat această misiune. Principalul este să n-arătați. Acum trebuie voi. Am făcut un pătrat superb și acum încercați voi. Lala, atât de frumos minți. Pe scurt, nu prea au reușit această sarcină, deși nu arată. Prin urmare, trebuie să câștigăm. Să mergem. Smiley, în urmă de pătratul nostru e mai bun decât al lor. La naiba, nu bănuiesc nimic. Ei bine, ne-am văzut pătrățele. Pătratele noastre vor fi mai bune decât ale tale. Eu cu Bantric facem cel mai frumos pătrat. Nu, băieți, pentru că voi sunteți la Yoga Zero. Mai trebuie să antrenezi și antrenezi. Ce, ne-ai sunat și te-ai făcut de rușine aici? Pentru că am făcut pătratul la fel de bun ca tine. Și am făcut triunghiul mai bine decât oricine. Iar voi, sportivilor, sunteți cu toții strâmbi. Nu, ei vor să se lupte. Nastia, taci, că noi n-am fost perfecte. Iale, dar nu poți să spui asta, că noi suntem așa. Dacă nu vă descurcați cu această ipostază, atunci sunteți... Sunteți! Nu ne-am zis! Ce mai bun? Da, nu știu, ai mai tot.